o medie de 10 la simularea evaluării naționale. Circa 64% dintre elevii claselor a 8-a din județul Hunedoara au reușit să promoveze testele la simularea pentru evaluarea națională, procentul fiind sub media pe țară. Din cauza intrării în carantină, elevii din 3 localități nu au putut da examenele. La simulare au participat 1602 elevi din 62 de unități de învățământ cu nivel gimnazial, doar unul dintre candidați reușind să obțină media 10. Acțiune caritabilă a celor de la Asociația Județeană de Fotbal. Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara a inițiat un proiect caritabil, o campanie de donare de sânge, sumele fiind folosite pentru asociația Zâmbim Copiilor Noștri. Echipa AJF Hunedoara, o parte din membrii Comitetului Executiv și colaboratorii ai AJF Hunedoara, au susținut cauza fotbaliștilor câștigătoare a Trofeului Național Fotbal și Feminitate, ediția 2019, Ionela și Loredana, care trăiesc în centrul de plasament din Comuna Pui, județul Hunedoara. Centrul de plasament a fost înființat în urmă cu 4 ani, în aprilie 2017, și este organizat sub forma Asociația Zâmbim Copiilor Noștri. Vaccinarea anticoronavirus la medicul de familie începe în scurt timp, tot ce trebuie să știți. Vaccinarea anticoronavirus în cabinetele medicilor de familie va începe în aproximativ 2 săptămâni, mai exact în jurul datei de 4 mai. Oamenii nu mai sunt nevoiți să se programeze în platformă, iar serul folosit va fi cel de la AstraZeneca. Pașii necesari vaccinării la medicul de familie. Reacțiile adverse se raportează tot medicului de familie. Se anunță medicul de familie, înscrierea pe platformă nu mai este necesară. Persoanele imunizate primesc adeverință de vaccinare. În ceea ce privește dozele de vaccin, acestea vor ajunge în cabinetele medicilor prin intermediul direcțiilor de sănătate publică. În funcție de câte persoane înscrise sunt, medicii comunică necesarul, iar DSP-ul livrează necesarul pentru fiecare cabinet în parte. Accident mortal în județul Satu Mare. Șofer decedat după ce mașina a luat foc. Accident rutier mortal în județul Satu Mare. Potrivit informațiilor, totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 23 pe raza comunei Supur din județul Satu Mare. Victima, în vârstă de 25 de ani, a decedat după câteva ore la spitalul județean Satu Mare. Potrivit informațiilor, accidentul rutier s-a produs pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum și s-a soldat cu rănirea gravă a conducătorului auto, în vârstă de 25 de ani. Din cauza vitezei, mașina s-a rostogolit de mai multe ori și s-a oprit în șanțul de pe marginea drumului. Tânărul, care se afla singur în vehicul, s-a auto-evacuat din mașina, care s-a aprins în urma impactului, dar s-a ales cu mai multe arsuri pe o suprafață de 55% din corp, în special la nivelul toracelui și ale căilor respiratorii superioare. Acesta a fost transportat la unitatea de primiri urgențe Satu Mare, dar în cursul zilei de astăzi a decedat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru acest pacient. Chiar dacă s-a luat în calcul transportarea victimei de la Spitalul Județean Satu Mare la o clinică de specialitate din străinătate pentru a-i fi tratate arsurile foarte grave. La final, datele meteo. Valorile termice diurne vor fi în continuare mai scăzute decât mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mult mai noros și temporar va ploua, în general moderat cantitativ în jumătatea sudică a țării și local în rest. La munte vor fi precipitații mixte, vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime între 1 și 8 grade. Izolat se va semnala ceață.